Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim în această formulă, formulă deja clasică, pot să spun, și anume formula videojurnalului Casicorpului Didactic al județului Bihor. În cele ce urmează, vă voi prezenta pe scurt câteva modalități prin care noi, Casa Corpului Didactic al județului Bihor, venim în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice care au dobândit titlul științific de doctor și care doresc să valorifice suplimentar competențele dobândite prin anumite activități pentru a putea beneficia de acea indemnizație în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Probabil știți despre ce este vorba, este o adresă venită din partea Ministerului Educației, adresa cu numărul 27031 din 1.4.2024, prin care cadrele didactice care au beneficiat, care au obținut titlul științific de doctor, trebuie să realizeze anumite activități suplimentare pentru a justifica plata acestui spor. Casa Corpului Didactic a județului Bihor, prin jurnalul digital al instituției Sculpit, intrat în acest an, în al patrulea an de existență, își propune să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale cadrelor didactice și să valorifice competențele dumneavoastră, într-o manieră suplimentară prin publicarea unor articole care ne dorim să fie de o înaltă ținută academică. Persoana de contact, colegul meu, domnul profesor metodist Nicolae Ardelean. Așteptăm materialele dumneavoastră. A, să nu uit, menționez că Sculpit are ISSN, deci este înregistrat la Biblioteca Națională a României. Așteptăm cu interes materialele dumneavoastră și sperăm într-o colaborare fructuoasă.